Nu știu dacă mai țineți minte, dar acum o lună am deschis o căsuță poștală unde să puteți să-mi trimiteți lucruri. Mă duc să văd ce am mai primit. Printre altele am primit asta, care bănuiesc ce este pentru că văd aici expeditorul. Cred că sunt niște căști. Sunt căștile Meze 99 Neo Classic Series Black Silver. Toate numele. Căștile astea au toate numele. Trebuie să văd care treaba cu ele. Trebuie să știu ceva. Am și o scrisoare că... Mezeaudio.com. Ia să vedem. Headphones. Da, mă. Păi ești nebun? Știți cât costă căștile astea? $249. Băi, tocmai am făcut un pic de research. Meze Audio este o companie românească. Deci căștile astea de $250 sunt făcute de niște români. Și înțeleg de ce costă atât. You have purchased a genuine Meze product. This object has been designed and lovingly crafted under close quality control. The uniqueness of... Mă scuzați, am niște engleză pe la... Deci cutia vine cu o cutie înăuntru. Deci îți dai seama de... Oamenii care se iau în serios. Aia o focusează. Focusează. Deci e cutie, în cutie, în cutie și înăuntru mai e un fel de cutie. Arată bine. Ce e asta? Că blăra e. Stai, cum fac fetele astea la machiaj? Cabluri. Mufe adaptoare. Cât de bine pus la punct este totul. Când vezi așa ceva, te miri că este o companie românească. Astea le bag, cred că aici. Asta e left, asta este right. Asta pare în primul rând ăla care nu se... Știți cablurile alea care pare că au ceva cu tine și în buzunar se înnoadă? Asta pare că nu face. Dar asta și dintr-un... Ceva îmbrăcat în ceva textil, whatever. Muzică time. Ia, domnule, să vedem ce poate face aceste căști. Scriem aici, first of the year. Asta cred că e o melodie cu care poți să testezi. Lasă că mi-a intrat reclamă. Skrillex, first of the year. Asta ar trebui să fie o melodie cu care să poți testa destul de corect niște căști. Păi... Da, aici nu vă uitați la mine cum... Ascult o muzică la căști. Băi, tare de tot! Mulțumesc, Meze Audio. Foarte mișto. Acum îmi trebuie un sistem audio care să-mi pună în valoare căștile astea. Trimiteți-mi și un sistem audio.